Claudiu Răducanu, ajuns acum la 46 de ani, este un personaj aparte, care a rămas în istoria fotbalului românesc, nu neapărat datorită evoluțiilor sale, ci mai degrabă pentru interviurile memorabile și întâmplările din cariera sa. În acest videoclip, vă voi prezenta câteva momente antologice în care a fost protagonist. În 2005, pe când evolua în Bundesliga, Claudiu a avut o zi de coșmar înaintea unui amical Arminia Bielefeld, Feyenoord. Mai întâi, a ratat micul dejun pentru că nu s-a trezit la timp, iar pedeapsa a constat în 50 de minute de alergare prin pădure cu secundul Frank Jaidek. La amiază, când echipierii se odihneau, a fost trimis la un antrenament de recuperare cu colegii accidentați din lot, dar mișcarea l-a obosit atât de tare încât seara nici n-a mai ajuns la jocul cu olandezii. Iar îl furase somnul și nici colegul său de cameră, Vata, nu avusese interesul să-l cheme, pentru că era concurentul lui direct pe post. A pierdut autocarul echipei spre stadion, fiind lăsat la hotel. La un meci FC Vaslui FCM Bacău, disputat în 2005, pe când Claudiu evolua pentru clubul lui Porumboiu, l-a atacat pe arbitrul Marius Martiș cu o solicitare bizară. La un corner executat de Jovanovici, mingea a intrat direct în plasă, dar Răducanu s-a repezit la central, rugându-le să-l treacă pe el ca marcator, am atins-o, frățioare. Martiș s-a conformat, iar misterul avea să fie dezlegat imediat. Claudiu avea promisă o primă specială dacă marca un anumit număr de goluri pe durata sezonului. După un meci de campionat în care Rădoi primise cartonaș roșu, Claudiu Răducanu aproape că plângea în vestiar, deși Steaua câștigase. Întrebat de ce e trist, a răspuns că nu știe cum se va putea descurca echipa fără capitan la următoarea partidă din Cupa UEFA, programată peste numai 4 zile. Credea că eliminările din campionatul intern se contabilizează și în competițiile continentale. În 2004, pe când ajunsese la Espanyol Barcelona, Claudiu Răducanu a fost implicat într-un eveniment care se putea încheia tragic. După ce a marcat chiar la debutul pentru catalani, gol în ultimul minut în deplasare cu Villarreal, a fugit să se bucure în fața propriilor suporteri. Dar, sub presiunea fanilor, tribuna s-a prăbușit. N-au existat morți, doar răniți, însă românul s-a speriat teribil când a văzut cum o bucată de stadion se rupsese. Într-o zi toridă de august, a ridicat o dilemă șocantă în fața colegilor, înaintea unui antrenament, băi, cine dracu mai e și caniculă ăsta, că am văzut la televizor că face victime multe, omoară oameni. Întrebat de un coleg care e cea mai tare mașină pe care ar vrea să-și o cumpere, Claudiu l-a lăsat mască pe interlocutor, am văzut acum la televizor că e treabă cu o mașină belea, una care se numește Yacht. Ce alte întâmplări sau replici savuroase de ale lui Claudiu Răducanu mai știți? Lăsați-le mai jos în comentarii și nu uitați să vă abonați! Cum să vă spun? Pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova.